Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu am altă nedumerire. Eu nu-mi dau seama cum fac oamenii ăștia care livrează la cumpărături online, mă refer. Am cumpărat o pelerină de ploaie pentru maica mea. Serios? Da, da, bravo. A cerut o pelerină de ploaie pentru că... Și ai luat-o online. Da, evident că am luat online. Unde să mă duc să caut o pelerină de ploaie? Acum pe unde... Magazinul de pelerine. Da, magazinul de pelerină de ploaie. Doamna iese la plimbare în parc și, mă rog, din când în când simte nevoia să mai stea pe bancă. Dar când iese pe ploaie, banca e udă, n-are pe ce să stea și a zis să pună o pelerină astfel încât să pot să mă așez pe bancă. Ok, cumpăr pelerina de ploaie și am vrut să-i o trimit ei. Direct la adresă. Pelerina de ploaie costă ceva gen 50 de lei pe acolo. Livrarea, două metode de livrare. Una, eu am abonament de la... Acum nu o să mă apuc să spun firma, da, dar știți, e așa, cea mai mare firmă și e un abonament. Ai ce la... îți livrează gratis. Da, așa, livrare gratis. La mine gratis, dacă e să vină la mine acolo, la țară. Dar livrare în centrul Bucureștiului, 25 de lei. Nu înțeleg, cum adică... Totuși, e un cost semnificativ de livrare, 25 de lei. Deci 25 de lei în centrul Bucureștiului, gratuit în mediul rural... De pe același cont? Același cont, absolut, același cont. Adică dacă alegeam livrarea prin curier, că doamna, maica mea nu știe cu astea, cu... Ăștia sunt tot aia care ți-au livrat iPhone-ul după un an, că te-au făcut, te-au regăsit. Da. Deci nu dau seama cum fac, care este modelul de business, cum reușesc să fac asta, adică să acopere un cost de livrare care altfel e 25 de lei să livreze în mijlocul Bucureștiului sau, mă rog, cât de cât zona centrală, dar dacă e să-l aducă în mediul rural, să-l lase într-o cutie, e gratuit. Nu-mi dau seama care este șmecherezul, însă oricum... Cred că sunt pe zone de livrare și oricum comerțul ăsta online în ultima perioadă... Băi, a explodat. Sunt tot soiul de parteneriate care se lipesc de același brand, practic. Tu ai senzația că o cumperi de la un magazin, dar nu-ți vinde produsul magazinul respectiv, nu, ci un partener al magazinului respectiv. Și atunci nu ai aceleași deal-uri ca și cum ai cumpărat de la... Da. Magazinul, da, dar ce deal faci să acoperi jumătate din costul produsului? Este practic costul livrării. Dacă e să-l iei în București de la plus că sunt deal-uri diferite cu firmele de transport, da, cele foarte care le livrează. Comerțul online rupe. Da, nu, și atunci ce... există diferențe de genul ăsta. Nu știu ce nu se mai cumpără online acum. Păi ce nu se mai cumpără online? Eu am cumpărat... Eu știi ce nu iau online? Nu iau brânzetele mea. Dacă eu mă duc și eu de la piață brânzetele mea, în rest online practic, poți să iau orice. Singurul loc, da, eu singurul loc, cum nu e mâncare? Adică mâncare brută, ingrediente, carne, legume, nimic. Carne, da. Eu cumpărăturile mele fac singur. Am cumpărat și carne online. Dar am văzut oamenii, am văzut prin supermarket, știi? De la firme de-astea care fac cumpărături online. Și am văzut băieții vorbind la telefon cu clienții. Da, mamă, și este un haos deja, că sunt foarte mulți, sunt tot mai mulți. Și vezi la rând. Doamne, deci vă iau 3 dorada? Da. Cum să fie? Înțeles. Da. Vedeți că eu nu aș putea în viața mea să pun pe cineva să-mi cumpere pește. Adică, hai, toate ca toate, dar la pește să vezi tu ochiul, să vezi... Da, sunt bun. La produsele astea care vin carne refrigerată proaspătă, acolo, da. Într-adevăr. 0372069599. Dacă vreți, puteți să ne sunați chiar acum, că mai avem câteva minute, să ne spuneți ce nu cumpărați online. 0372069599. Ce nu cumpărați online? Eu nu mai cumpăr haine, că trebuie să le probez musai înainte. Dar să nu mai vin. Este super simplu. Așa este, nu. Glumesc, în sensul că... Și asta e foarte confortabil. Adică singurul lucru care mă ține la cumpăratul de haine este textura materialului. Adică atunci când cumpăr ceva, un tricou sau o cămașă sau o pereche de pantalon sau ceva de genul ăsta, trebuie să pun mâna, să-l simt eu, că mi-e ok la mânuță. Bine, retururile au devenit atât de simple acum că ai văzut că sunt opțiuni dacă te înscrii cu cardul pe așa, primești banii înapoi aproape imediat, deci, adică undeva la până într-o oră. A trebuit să fac odată un retur la ceva și credeam că durează nu știu cât. Și am completat formularul respectiv. Și a doua zi dimineață m-a sunat curierul. Am venit să iau produs. Serios? Păi stați un pic că... Nu, adică eu credeam că... Da, mă, pentru că s-a ajuns acum curierii, umblă practic la foc continuu. Umblă liber. Cristinel, bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Neața! Salut! Neața, neața, băieți! Bine ați revenit! Mulțumim! Ia zi, ce nu cumpăr online? Haine! Haine? De ce nu cumpăr online? Dacă nu m-au zăpăcit cu hainele. Deci eu comandam M, îmi vinea ori S, ori XL. Deci nu se potrivea. Ați le trimiteau greșite?
Da. Majoritatea magazinelor de haine online au tabel de măsurători ca să știi exact. Și a fost chestie că am comandat, de exemplu, el, mi-a venit el, dacă l-am luat pe mine, puteam să-l bag și pe tata socru lângă mine. Da. Acum, dacă vă înțelegeți, nu e o problemă. Să-l cumpere online, pe persoană fizică, în 14 zile returnezi fără explicații. Da, da, da. Adică așa este. Și poți să-ți iei și banii, apoi. Adică nu doar să comanzi altceva. Alex? Da, dar sunt șmecheri, pentru că unii nu-ți includ costul de transport, știi? Și atunci... De retur. Da, descoperi că, de fapt, mai costă, mai bine... Da. Alex, bună dimineața! Bună dimineața, Alex! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Salut, salut! Voi. Salut! Cine aș cumpăra online, exemplu de la un prieten de-al meu, să nu intru pe... Dacă pot să spun numele site-ului, știți? Da, mă rog. E vorba de eBay. Așa. A făcut greșeală să plătească o mașină în full, în avans, fără să o vadă față în față. A dat banii pe ea, 3.000 de lire, nu chiar o avere, dar pentru unii este 3.000 de lire. A dat banii pe așa, a dispărut anunțul în mai puțin de o oră. N-am mai văzut mașina din față. Mă adevăr că o mașină second hand luată online chiar n-aș cumpăra, serios. O mașină, poate cu o mașină nouă. Și nu cu plata, hai că poate, dar măcar să fie cu plata cash, da, la livrare. Da. Adică poate, dacă ar fi să fie, punem cazul, știi, iei o mașină nouă de la o reprezentanță legitimă pe care o cunoști, poate așa, că mai sunt campanii alea de Black Friday și vând mașină. Hai, o mașină second hand online. Horia, bună dimineața! Salut, Horia! Bună scurt, dimineața, te rog. Eu nu cumpăr nimic online. Nimic? Mai simplu. Am înțeles. De ce nu cumpăr nimic online? Nu-mi place să mă duc în magazin, să le văd eu și eu cumpăr de acolo. Păi și dacă ai nevoie, să zicem, de o pelerină de ploaie, știi unde să te duci să cumperi? Păi nu am nevoie. Nu am nevoie. E foarte bun. Nu am nevoie. Genial. Auzi, am primit câteva mesaje cu Sfântul Radu, mă, stați puțin. Da, ai greșit. Ca să închem. Există Sfântul Radu. Există. Ele practic face parte dintr-un pachet. Pe data de 16 august. Așa, când pachet. Am primit, da, zice, pe 16 august, sărbătoare uriașă în calendarul ortodox românesc. Care nu Biserica sunt... ortodox, nu aia sunt, deci că de Sfinții Mucenici se serbează toți aia care nu au cunoștință care exista. Asta e martie. Și altfel este Sfântul Mucenic Constantin Brâncoveanu Voievod și fiii lui Constantin Ștefan Radu și Matei, precum și Ianache Sfetnicul. Deci... Pe 16 august sunt Constantin Brâncoveanu și fii, iar pinte fie Radu, astfel că... Mai știți pe cineva pe care să-l cheme Ianache? Aș vrea să vorbim la radio cu cineva. Dacă știți pe cineva, dați-ne mesaj, WhatsApp 0728. Domnul Ianache, am vrea să ne sune domnul Ianache. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.